tot felul de acțiuni pro-cosmic. Cel mai mare sindicat din lume, americani, a făcut congres la San Francisco. În 2001 a ieșit profesorii la Los Angeles pentru Miron Cosma, n-a văzut nimeni. În 2004 s-a făcut congres la Madrid pentru Cosma. În 2004 s-a făcut congres la Leipzig pentru Cosma. În 2005, asta vreau să spun, m-au preluat pe mine după Nelson Mandela, eu sunt și acum la Comitetul Internațional contra Represiunii, și au făcut marș și meeting la Paris. Toate sindicatele de pe planetă libere sunt alături de tine. S-a ridicat toată sala în picioare și l-a aplaudat în picioare. Nici când a venit președintele Americii, Rusiei sau Germaniei sau știu eu, nu s-a ridicat toată sala în picioare. S-a trebuit să-mi țin frații la facultate și trebuia să muncesc. Unde să muncești în Valea Jiului? Că trebuia să trăiesc cu maică mea, nu, cu sora mea. Nu, în mine. N-aveai unde să lucrezi atât de mult. N-aveai alte soluții. Dar nu regret încă o dată, spun. Pe 13 iunie 90, când au fost împușcați, omorâți, bătuți, sechestrați și așa mai departe, cei din piața studenții special și cei din piața universității, nici eu, nici minerii nu eram în București. Domnul Cosma, la televizor nu a fost văzut Ion Iliescu cu toporul în mână, ci minerii au fost în București cu toporul în mână. Când a zis Iliescu, domnul Cosma și minerii să meargă în piața universității să facă curățenie, unde era Cosma și minerii? Nici nu eram în București, ce nu pricep? Deci a plecat primul tren cu 14 vagoane, al doilea cu 7 vagoane. Fără să știu eu, fără acordul meu, sunt victimă pe manipulările lui Diego ăla de Iliescu. Toate minciunile care mi le-a zis Iliescu. De ce nu vorbiți, mă, de el? Tot ce am spus eu s-a adeverit. Păi mă duci, mă scuip în oglindă. Eu sunt om de principii și toată viața mea am luptat pentru dreptate, adevăr. Nu simțiți nicio culpă pentru morții din aceste mineriade? Eu n-am morți pe conștiință. M-a ținut un an jumate aproape, pe întuneric să stai. Păi stai tu o săptămână în întuneric, să regăziști. În pușcărie, în 11 ani, dacă vreau, vă omoram toți conducătorii. Toți! Păi cu mine era mafia siciliană, mafia chineză, mafia arabă, mafia rusă, mafia ucraineană, toți erau cu mine. Și eu eram șeful pușcăriilor în România. Dar acum vă spun eu, spune că ajung președinte, sunt pregătit și de război. De ce dintre toți oamenii de pe lumea asta, el era singurul care și-a dorit să vă grațieze? Dacă o să căutați în limba română termenul de mineriadă, nu o să-l găsiți, pentru că nu există. El a fost inventat special pentru aceste evenimente sângeroase care au avut loc în România. Dar dacă o să-l căutați pe Google, pe Miron Cosma, o să-l găsiți, pentru că a rămas în pagine de istorie ale României. Au fost evenimente care ne-au tulburat, au tulburat istoria, au schimbat cursul țării asteia, pentru că am avut schimbări inclusiv de prim-ministri. Cum a fost istoria? Cum s-a trăit cu adevărat? Cum au fost acele zile? Cum a arătat viața lui Miron Cosma dincolo de pușcărie, dincolo ce știm din articole de presă? Bine ați venit! Vă salut cu stimă și pe tine și pe colegii tăi și pe telespectatorii noștri. Să mergem un pic în toată viața dumneavoastră până când ajungem aici. Aș vrea să aflu unde v-ați născut dumneavoastră. Da, chiar îmi place să spun că le-am zis înainte de COVID la Alba Iulia, la politicienii de acolo, că eu mi-s bihorean. Mi s-ar de lean. Bă, Miron Cosma, n-a murit, nu m-am pic să hodinit. M-am pregătit și sunt pregătit, vă spun eu. Și eu ajung președinte. Cum a schimbat două guverne, cu armata în stradă. Și vă rog eu să nu mă credeți. Citiți și cartea lui Radu Vasile, cursă pe contrasens, amintirea lui prim-ministru, care spune, auziți, ce a dat, ce ordin a dat Constantinescu și nu știu de ce nu este arestat. Pe domnul... Deci eu sunt născut în Bihor, în satul Tria, comuna Derna, județul Bihor, într-o zonă unde sunt două mine care, din păcate, s-au închis, Derna, Tătăruș și Voivozi, și, bineînțeles, că o zonă superbă, chiar dacă nu are munții gen munții Parâng din Valea Jiului, dar o zonă tot așa superbă, cu oameni minunați, care, vorba unora, la ei a ajuns acum câțiva ani, asfaltul în satul Tria. Era 7 kilometri până la drumul țării, cum spuneai. Dar asta nu înseamnă, cum spuneam, că n-am avut o viață frumoasă. Că mergeam
la muncă, de la 10 ani eu munceam în Valea Jiului și în, până la 10 ani, la 8 ani mai exact, la 8 ani m-a luat taică-mi, eu munceam. Mergeam cu gâștele, cu rațele, cu bivolii, cu ăsta, cum să lucra în sat. O să apelez la memoria dumneavoastră, dacă ne mai puteți reproduce casa copilăriei din Derna. Știu că la 8 ani v-ați mutat de atunci. Mai aveți în memorie casa copilăriei? Nu, adevărul e că... Știți în ce casă trăiam eu? Că au luat puțin țeapă băia care s-au dus, au crezut că eu mi-a făcut ca Măgureanu, pe acolo, până comuna lui. Tot felul de investiții. Acolo e lut. N-auzi că n-a ajuns nici cimentul. Deci noi trăiam în case de lut. Ai înțeles? Știți? Foioage, cum ziceam noi. Știți ce sale? Lut cu paie. Până în, la 8 ani, că și clasa 1 am făcut acolo, la școala din Tria. Ori în alea am trăit. Și să nu vă imaginați că regret. Vreți să vă mai spun? Au fost situații în care dormeam în pod, în paie. Că erau paiele pentru bivol, pentru cai, lui taică-mi. Pardon? Înțelegi? Nu regret nimic. A fost o viață superbă. Chiar asta spun multora. Nu banii fac totul. Pe cine găsim în casa copilăriei, în acest bordei? Nu e. Păi, atunci când erați copil mic. În drămătură acolo. Dar când erați copil mic, când deschidem ușa, când era Miron mic, cine era în casă? Mama, tata, cum îi cheamă? Da, era mama, tatăl meu, repet, a rămas în Valea Jiului. A rămas în Valea Jiului. Ne faceți cunoștință cu ei, cu familia? Da, să vă imaginați bunicii, că era... străbunicul meu, de exemplu, Dumnezeu să-l ierte, a murit la 99 de ani și dormea afară, pe laviță, cum ziceam noi, în tindă, biorenii, așa. Că și eu mie îmi plăcea, repet, aveam pat și... S-a născut, repet, și fratele meu, așa, și când am plecat din Valea Jiului avea 3 ani. Dar mie, eu am fost toată viața un copil mai rebel. Repet, mie mai mult îmi plăcea să dorm în pod, în paie, decât în casă. Dar asta nu înseamnă, repet, că nu mergeam la muncă, în hiș, cum ziceam noi, la vie, acolo. Mergeam și, sau lucram de maniera că mergeam cu animale pe care le avea familie. Cea mai puternică amintire din Derna care e? Cea mai? Puternică amintire din Derna? Da. Fratele meu știe asta. Deci, asta e o amintire nu prea plăcută. De ce? În sensul că lucram în hiș, cum ziceam, în vie acolo. Săpau părinții mei acolo, în sfârșit. Și fratele mi stătea într-un leagăn. Și eu mă mai legănam, și la un moment dat, vă puteți imagina că a apărut un șarpe și l-a încolăcit. Și norocul fratele meu a fost că și eu sunt destul de curajos, vă spun eu. O să vă arăt, dacă vreți, mi-ar place să o vedeți pe video pe My Art. Maia, Casiel, e partenera de viață, cum îi spun eu. Și face niște chestii, filmează niște chestii teribile. Ca să vedeți, i-am demonstrat și ei ce putere am. La mare, ea m-a filmat. I-a spus, uite, vezi, pescărușii în apă? Eu să merg la pescăruși, fără să zboare unul. A zis, du-te, bă, de aici, n-a crezut nici ea. Înțelegi? Am intrat în apă, așa, și când am ajuns la pescăruși, l-am prins pe unul, un pescăruș, și a țipat și i-am dat drumul și atunci au zburat toți. Uitați-vă la videoclipul Maia, Cry of Freedom. L-am luat, l-am tras, înțeles, și l-am aruncat. Înțelegi? Taică-miu și maică-miu, mamă, cât a plâns maică-mea săracă și m-a pupat, m-a îmbrățișat. I-am salvat viața lui frate meu. Fratele mai trăiește? Da. Fratele meu și salut și sora mea, da? Fratele meu și sora mea, iară, sunt doi oameni modești, dar vrei să spun una cu fratele meu tare de tot la Geneva, la Națiunea Unite, ce a făcut fratele meu? Și vorba lui... Ați văzut ce a fost în Franța? Și m-au chemat sindicatele acolo să mă duc. Au ieșit 3,5 milioane. Nu cât a scris presa 1 milion de francezi. Emmanuel Chalard trăiește. Da? Au venit la mine în 2006 la închisoare delegații la Națiunile Unite. Bineînțeles, între timp au făcut tot felul de acțiuni pro-Cosma. Americani, aflu eu. Cel mai mare sindicat din lume, americani,
A făcut congres la San Francisco. Am poze, am imagini, am așa, da? Pentru Cosma. În 2001 a ieșit profesorul la Los Angeles pentru Miron Cosma, n-a văzut nimeni. În 2004 s-a făcut congres la Madrid pentru Cosma. În 2004 s-a făcut congres la Leipzig pentru Cosma. În 2005, ca să nu spun că asta a fost bestial, în 2004 eram judecat, eram în închisoare și eram judecat la Înalta Curte pentru evenimente din 99. În sală era madame Elena Carrera Rubinstein, avocatul lui Nelson Mandela. A vrut să vină și ea să vadă cum mă condamnă pe mine. Nu venea să creadă că eu am fost arestat și condamnat. Eori, când a văzut cum am fost condamnat, în 2005, asta vreau să spun, m-au preluat pe mine după Nelson Mandela, eu sunt și acum la Comitetul Internațional contra Represiunii, și au făcut marș și meeting la Paris. De ce nu spuneți presa asta? E, ori, revenind, m-am dus și eu, că în 2005 iar m-am pus liber. Și eu sunt nebunul care a venit de la Paris să fac pușcărie. Pe cine venea? Ori, în 2006, revenind, o delegație sindicală condusă, dar... în sfârșit, nu era numai Emanuel, cum îi spuneam eu, Emanuel Chalard, mai erau bărbați din țările mai puternice din lume și, bineînțeles, și în conducerea sindicală a Națiunilor Unite. Și am venit la mine, la Rahova, în pușcărie. Și atunci mi-au spus dacă sunt de acord și dacă vreți vă arăt. Cartea de rezoluțiune pe care scrie Jean-Claude Prinz, liderul sindicatului din Elveția, la vremea aia, el mi-a scris în franceză, că limba oficială la Geneva e Națiunilor Unite. Curaj, Miron, noi nu te-am uitat. Toate sindicatele de pe planetă libere sunt alături de tine. Și pe care de consecință, rezoluția 2486 trebuia înaintată în anul 2007, sesiunea din iunie la Geneva, Națiunilor Unite. Da? Și atunci m-au rugat, revenind, să-mi aleg și eu pe cineva din țară să mă reprezinte. Și l-am ales pe fratele meu. Fratele meu era lider de sindicat la Minalonia. E, ori, să vă spun că asta e bestială. Nimeni n-a făcut ce a făcut fratele. Zic, ce-a fi făcut ăsta? Și după azi îmi spune, că nici fratele meu nu mi-a zis. Zice, când s-a dus la microfon și s-a văzut în fața Marii Adunări Generale a Națiunilor Unite, a zis două cuvinte acolo că mulțumește pentru că așa militați pentru fratele meu și a început să plângă. S-a ridicat toată sala în picioare și l-a aplaudat în picioare. Nici când a venit președintele Americii, nici când a venit președintele Rusiei sau Germaniei sau știu eu, din alte zone ale lumii, nu s-a ridicat toată sala în picioare. Înțelegeți? Și am fost ales în condițiile în care România avea interzis dreptul de alege și de a fi ales pe 64-71, cum a spus măsuri complementare și asiguratorii, am fost ales prin rezoluția 2486, numărul 1 sindical din lume, domne. În România am încălcat legea. De ce s-a mutat familia în Valea Jiului? Pentru că așa a vrut fratele meu, așa a vrut tatăl meu, pardon. Tatăl meu i-a plăcut foarte mult Valea Jiului. Și se plătea mai bine? Se plătea bine pe vremea aia? Da, se plătea destul de bine. Nu foarte bine, pentru că unul din motivele care am scos minerii eu în 77 la Lupeni, dar eram DJ de 7 ani, pardon? Deci eu eram un fel de semizeu în Valea Jiului. Îl țineam discoteca și orașul, pardon? Plus Institutul de Mine Petroșani, unde adusese Ceaușescu tot Africa să facă Institutul de Mine Petroșani. Vedeți-vă ce făceau negri la mine în discotecă. După aia, Joia Tineretului, trebuia să o țin și așa mai departe. Și sunt și altele, să vă povestesc ce mai... Vă aduceți aminte ce a însemnat primele zile când v-ați mutat la Valea Jiului, de la Derna? Unde v-ați mutat? În barăcile în care tatăl meu a făcut armata în Jieț. Jiețenii știu. Și ploneni știu. Deci, și aveam un pat și o sobă din aia, așa rotundă, ca asta, un pic mai mare, ca măsuța asta, da? Pe care mai făceam mâncare. Deci n-aveam apă, n-aveam nimic. Și de mâncam pe pat. Dar nu regret încă o dată. Și cum era viața la baracă? Mamei nu era greu? Mama cu ce se ocupa? Mamei mele tot timpul i-a fost greu. Știi ce făceam eu ca să te mai amuzi un pic? Repet, frate, mai sentimental, în sfârșit. Mai lua câteodată lingura de lemn și mai fugea după noi. Maică mea, mai făceam un altă. Eu nu fugeam, fratele meu, da. Nu m-a văzut odată plângând. Știi cum îi spunea lui maică mea? Zice, ce nebun eram și atunci. Râdeam, ziceam, hai, dă, mai dă-i. Unde dai tu crești, înțelegi? Și râdeam. Nu m-a văzut odată plângând. Taică mea, nu mai ne-a arătat cureaua. Taică mea ne-a arătat odată în viață, viața lui mine. Și îi băteam pe aia pe acolo, că am trăit între dacii liberi. Veneau părinții. Nu mi-aduc
Îmi aduc bine aminte când l-am bătut pe Ignaț. Și salut pe gelul dacă trăiește, Fiuso, că Ignaț nu mai trăiește. Deci un om, biker, motociclist, pe vremea aia, jmecher pe strada noastră. E, bătea copiii și mai departe. Și l-am lovit, eu nu mai spun, în zonele alea ciudate și sensibile ale bărbatului. Maică mi-a arut cu bătaia și bineînțeles că a venit taică, când a aflat taică, m-a îmbrățișat și m-a bubat. Ești copilul meu adevărat, s-a dus și l-a bătut și el pe ăla. Și m-a felicitat că l-am bătut. Aș vrea să, pentru noi cei de acasă, care nu am văzut Valea Jiului niciodată și nici nu am avut acces la anii ăia, aș vrea să ne descrieți un pic cum arăta acea vale cu corturi, cu locul în care dumneavoastră locuiați. Creionați-ne un pic cum se intra, cum trăia lumea, cum trăiau copiii. Ce putem vedea? Ne marea puteți picta și, un pic? Da, marea șansă și a noastră, și maica mea era o gospodină desăvârșită. Puteam să mergem, deci poți să-ți imaginezi că mergeam în păduri și aveam de toate. Luam ciuperci, dar ce n-aveam? Fructe, zmeură, afine, fragi, etc. Muguri de brad făcea maica mea sirop, etc. Și, bineînțeles, animale, că erau animale din care taică mi în special mai se ducea. Eu în viața mea n-am urât un animal sălbatic. Că spuneam că-s frații mei, că așa am trăit. Dacă asculți, pușca și cureaua lată, aia a fost făcută pentru mine. Ii le știe. Și nu știu. Nu ți recomand să întâlnești cu mine. Mi-au făcut-o minerii maramureșeni, te-au plătit când eu eram la închisoare. Și pușca, și unde-i pușca mea? La poliție, întreabă. Poliția județului Nedoara și acum se roagă de mine să mă duc să-mi iau Maverick-ul de 12. Arnold Schwarzenegger avea în Terminator Maverick-ul ăla de 12. Eori, revenind, acolo spun, eu eram cu ortacii, nu era nici Boc, nici alții la care le-ai cântat pe melodia mea. Revenind, să-mi descrieți tabloul ăsta cu oamenii care stăteau acolo, la oaltă, cu animale, cu cum era viața, să-mi o pictați, să-mi o creionați un pic. Superbă. Eu mai dispăream de acasă, superbă încă o dată. Mi-am dus prietenele, chiar și pe artista Maia Casiel, am dus-o la Jeț, acolo, pe stânca mea, unde stăteam eu. Și n-am dus-o, că nu pot să urce în peșteră, eu când mă certam cu maică-mea, plecam de acasă și aveam un loc al meu unde mergeam în peșteră. Urcam pe stâncă și era o peșteră mică. Așa, și acolo era locul unde dormeam. Când stăteam cam 2-3 zile, nu mă duceam acasă. În sinea mea, tâmpit fiind, o pedepseam pe maică-mea. Parcă maică-mea merita să o pedepsesc. Eu meritam să fiu pedepsit, nu ea. Dar eram, repet, un rebel de copil. Înțelegi? De copil mic am fost un rebel. Eori însă, viața era superbă, repet. Mă spălam cu zăpadă. Deci, că... Mi-aduc aminte când am ajuns lider de sindicat pe 24 martie 1990. Venea 1 iunie, ziua copilului. Poți să-ți imaginezi că am făcut concurs de schi în vară, în iunie? Pardon? Înțelegeți? Vă spun, dacă nu mă arestau, eu aveam un gând să fac din Valea Jiului o zonă turistică. S-a schimbat familia după 42 de ani, el murind la 42 de ani, ați rămas practic stâlpul familiei. Câți ani eu aveați rămas, da, când a murit tata? Mai în glumă, mai în serios, mai zic frații mei și acum că eu am fost tata lor. Câți ani aveți? Asta nu... Ca mai mult ca o glumă, pentru că a murit la 42 de ani, în 1978, pardon, iar eu am făcut, frații mei știu, la Instituție, de ce am făcut 3 ani, de ce n-am făcut 5 ani? Păi eu, la Instituție Petroșani, nu țin minte în istoria Instituție Petroșani să fi luat la Șiclovan cineva la matematică 10 scris, 10 oral. Eu, sub inginerul, am luat 10 scris, 10 oral la matematică. E ori, revenind, pentru că fratele meu era mic cu 5 ani. Eu am lucrat 3 ani, ca să nu fac seral 4 ani, am lucrat 3 ani, noaptea la mină,
Și ziua mă duceam la facultate, uitați cum se doarme noaptea în pat, ca să termin facultate, să-mi țin fratele. Fratele meu a făcut car și sora mea cu mine, că acum sora mea, când a făcut 60 de ani, a spus pe clipul pe care l-a făcut că a avut un profesor de matematică foarte bun și de a intra prima la Institutul de Mine Petroșani, pardon. Deci fratele meu a reușit la Politehnică, la Traian Voian Timișoara, inginer chimist, și sora mea a intrat prima, domnule, din 6 și ceva de concurenți. Și cu cine a făcut matematică? Cu mine. Eu am fost și profesorul lor și i-am ținut. Mama a trebuit să muncească și ea, presupun. Da, maică mea, eu recunosc că nu e o rușine să muncești, a fost femeie de servici la Mina Lonea, la școala de calificare a Minei Lonea, așa, și nu spun când am terminat facultatea în 77, când a murit taică, mi-a venit de la Lupen la Lonea, am devenit inginer șef producție, pe schimburi, culmea, sub inginerul, care nici măcar nu era miner, dar încă o dată, repede. Din 69 eu am lucrat la mine la 14 ani jumate, vacanța de primăvară, după aia vacanța de vară, după aceea când am făcut 18 ani am intrat în mine și am lucrat și după aceea facultatea am făcut-o în mine, lucrând ca muncitor, deci știam totul. Și directorul de atunci mă diviniza pentru că spunea că își dorea toată viața și a dorit un copil ca mine. Și cunoscând toți prin mine, m-a pus inginer și producție pe schimburi, pardon. Și am devenit după aceea, pentru că eram și profesor de matematică, am predat și la școala 2 din Lonea, matematică și așa, am devenit directorul școlii de calificare a Minei Lonea. Și maică mea era femeia de servici. Dar și săraca, că n-am să uit în viața mea, când m-a văzut, a venit la mine să trăiți tot și director. Și a zis, băi, ești nebună, eu sunt Miron, fiu tu. Dar dacă ați avut exemplele astea în fața ochilor, cu oamenii ăștia care veneau astupați din mină, din cuptorul ăla de foc, de ce nu v-ați dorit o altă viață pentru dumneavoastră decât a avut tata? Pentru că, repet încă o dată, a trebuit să-mi țin frații la facultate și trebuia să muncesc. Unde să muncești în Valea Jiunii? Că trebuia să trăiesc cu maică mea, nu? Cu sora mea, nu? În mine. N-aveai unde să lucrezi altundeva. N-aveai alte soluții pe vremea aceea. Și erau, bineînțeles, că mulți nu pricep, știi ce? Deci, încă o dată, repet, în 70 am început să țin discotecă în vacanța de vară la liceul teoretic Petrila, așa, și după aceea comuniștii, pentru că era singura discotecă, chiar acum a primit nu de mult o carte de la Genu Tuțul, salut, din Valea Jiului, care scrie în cartea lui cum în 1978 a preluat discoteca de la Miron Cosma. Scrie în cartea lui, că a scris o carte, el a preluat după mine. E, ori, ceream 100 de lei la comuniști, când m-au pus să fac discotecă la prima dată, la clubul muncitoresc din Lonea, le-am zis, fără 100 de lei nu mă duc. Și m-au plătit cu 100 de lei. Deci, mai câștigam și eu un ban. Dar și puteam, vorba lui colega voastră, Denis Rifai, de ce nu am ocupat de viața artistică? Pentru că, vrei să spun, în studenție, în 1975 am câștigat Festivalul Național Artei Studențești, când era Cântarea României, la Suceava, Institutul de Mine Petroșani. Și ca să ne amuzăm un pic și îl salut, cu pe colegul meu, știți cine a fost colegul meu, dar mai mare un pic ca mine, Horia Muculescu, a rămas repetent la Institutul de Mine Petroșani, știați? Horia Muculescu a rămas repetent. Și unul din motive a fost și duelul cu rectorul și același duel am avut și eu. Și asta a spus rectorul, că eu eram DJ, eu țineam discotecă într-un student, mă duc la dansuri populare. Dar eu, Pim Bihorean, părinții mei știi de ce s-au luat? Ei sunt în același satul Tria, născuți, amândoi. Pentru că erau cei mai frumoși copii de acolo și cei mai buni dansatori. Păi acolo și femeile, cizme cu tureac să bat pe picioare, femeile ca bărbații. Și de la ei am învățat. Și bineînțeles că dacă la început l-am înjurat pe rector, după aia i-am mulțumit toată viața, pentru că ce s-a întâmplat, câștiga Institutul Petroșani a treia oară în Ziua Națională Artei Studențești, deci cu generațiile dinaintea mea, și ne-a dat Costinești și cu nouă și la ceilalți, dar ne-a dat Costinești. Și bineînțeles că studenții din Petroșani s-au dus cu DJ-ul, eu, adică DJ-ul Roni, că așa era numele, Roni. Când țineam discoteca la Costinești, venea tot litoral la mine. M-au luat comuniștii și m-au pus la bar venețian Nefurie Sud să țin discoteca pentru italien pe valută. Deci puteam să fac dacă vrea. Dar aveam eu modestia mea pe care o am și acum. Și totuși. Și costumul ăsta are 25 de ani pe mine. Românii nu o să aibă amintiri cu dumneavoastră ca DJ,
Și o să-și aduc aminte timpul. Au început să-și revină. Păi și presa, nu dau numele, dacă vrei spun după. Românii au dat deja viața necunoscută în minun cosm. M-au băgat, m-au făcut blond cu chitara și eu pe vremea când am început să țin discotecă în clasa 11 deja, am făcut, scuză-mă, Erudit Club. Păi știi cine-i cumnată mea? Nu știu. Gina Pătrașcu. Păi sora mea căsătorit cu frate-su. Păi eram în Erudit Club, aveam trupă rock, Moby Dick. Eram DJ, deci eram elevați, foarte elevați. Probabil că dacă 90 nu s-ar fi întâmplat mineriada, ați fi putut fi un foarte bun DJ. Dar paginile de istorie rămân, istoria României rămâne, anul 90 s-a întâmplat, anul 91 s-a întâmplat, anul 99 s-a întâmplat, mineriadele s-au întâmplat. Da. Nimeni nu o să uite ce s-a întâmplat în acești ani. Dar nu uita ce ai spus, ai uitat ce ai spus. În lexicul literatură, nu există cuvântul mineriadă. Nu există. Asta e invenția lui Iliescu. Știi cum spune unul dintre victimele de la CEDU, că a avut dosar, Doru Mărieș, Marin Stoica și cu mine. E 2007, Doru Mărieș, 2008, Marin Stoica și în 2010 eu. Deci știi cum spune, cum a motivat el? Iliesciadă, ce mineriadă? Și mineriadă, scuză-mă, n-are cum să fie, pentru că, încă o dată, repede, deja știe toată lumea, s-a dovedit științific, inclusiv de către procuratora militară. Pe 13 iunie 90, când au fost împușcați, omorâți, bătuți, sechestrați și așa mai departe, cei din piața, studenții în special și cei din piața universității, nici eu, nici minerii nu eram în București. Și vorba lui Mircea Dinescu, era IMGB face ordine, dacă e să vorbim de muncitori. Domnul Cosma, la televizor, nu a fost văzut Ion Iliescu cu toporul în mână. Ci minerii au fost în București cu toporul în mână. Nu e sunt imagini. Pentru că de am voie. Ce mă de aici? Cred că nu mă cunoști. Păi n-auzi, eu când am fost ales lider de sindicat în 90, aveam 20 de ani lucrați în mină. Eram, n-auzi, un semizeu pe vremea lui Ceaușescu. Mișcau minerii în fața mea, din toată Valea Jiului, că de-aia m-am ales. Deci, în primul rând, minerii au venit în ianuarie, aduși, într-adevăr, atunci. Aduși, scuză-mă, pentru că a fost niște un apel. Organizatori, să spunem, aparent sindical, au făcut un program de revendicări, 24 revendicări. Și pentru alea au venit la București, înțelegi? Eori, în februarie, eu am fost la București, pardon, în numele lui Dumnezeu, și nu eram lider sindical. M-a rugat directorul, pentru că nu mai spun că minerii au vrut să schimbe... Și au să mă pună pe mine director. Și nu le-am dat voie să schimbe. Chiar dacă era director, membru supreant al CC al PCR. Dar țineam enorm la Boantă. Și revenind, m-a rugat Boantă să mă duc eu cu ei la București. Pentru că pe mine mă ascultau. Și m-am dus la București. Dar știi ce am făcut? Eu am adus atunci toată clasa politică, țărăniști liberali, clasa istorică, i-am adus la guvern. Că n-am vrut să... Nu le-am dat voie. Nici la cei din... Ceilalți, chiar dacă erau cu securistul Cămărășescu, că ce-a făcut Iliescu și cu Roma? L-au angajat pe fostul securist de pe vremea lui Ceaușescu, care venea și mă lua pe mine și mă ducea la miliție, pentru că eu la o discotecă am zis că l-omor pe Ceaușescu după 7-7, așa, și mă luam și mă ținea miliția sechestrat până pleca Ceaușescu din Valea Jiului. Și Nicolae Cămărășescu a fost colegul meu de la generală, liceu, inginer Petroșan, el a făcut 5 ani, eu am făcut 3 ani, și venea la Lone, zicea, miron, sunt cu ochii pe tine. Și revenind, l-a luat pe Cămărășescu și l-a angajat inginer șef electromecanic la mine, Aninoasa. Și Corneliu Burlec, un inginer de acolo, l-a luat și l-a pus ministru ajung la mine. De ce? Pentru că primele trei mine în Valea Jiului, Lonea Pilier, Petrila Sus și Câmpul Lunea, eu le-am închis, nu le-am închis niciun guvern. Și urma să refac mina Aninoasa, pentru că era să dădea carbune ca în filmele cu proști și nu vreau să spun cum. Așa și am vrut să refac mina Aninoasa, așa. Și, bineînțeles, minerii să fie angajați la mina Vulcan, mina vecină, și, bineînțeles, că ăștia i-au băgat pe ăștia doi ca să-mi pună oamenii în cap. Că eu o să închid mina și să rămână fără locuri de muncă. Ori, fără să știu eu, au plecat și, încă o dată, ca să vedeți cum sunteți mințiți în permanență și acum, nu numai atunci. Înțelegeți? Deci, a plecat primul tren cu 14 vagoane, al doilea cu 7 vagoane, fără să știu eu, fără acordul meu. 21 de vagoane, da? În total. E ori, când am aflat că am avut, adică Iliescu a făcut o gafă, a avut o gafă atunci, a decuplat curentul pe
adică a oprit, pardon, televiziunea națională. Și noi ne uitam la campionatul mondial de fotbal din Italia, când Dani Timoftei, copilul meu, care a ratat 11 metri din asta acasă, Daniel Timoftei, da? E ori, că taică era șef de brigadă la Lone, la mine, la sectorul 2, e ori, ne uitam la meci și a decuplat ăsta semnalul pe televiziunea națională și atunci am luat telefonul, că eram la Niculiță Iancu, Dumnezeu să-l ierte, socrul frate meu, care a murit și el, și am întrebat dispecerul dacă sunt probleme. Și dispecerul mi-a spus, a primit ordin de la combinat să nu spună nimic, dar eu știu cine sunteți, știu că iau bătaie dacă aflați după aia de păr, mai bine vă spun. Au plecat două trenuri cu mineri și au zis să nu vă spun. Am plecat la combinat, am intrat peste ei în combinat, am luat radiotelefonul care s-auzea în toată Valea Jiului și am dat ordin la toate minele să nu... Roman, ce acum mai vorbește în declarația lui de 10.000 de mineri? Mincinos ordinar. Și am oprit cei 10.000 de mineri care vreau ei să-i aducă. Și i-am interzis minerilor să plece la București. Pe mine însă, și bineînțeles că am mai aflat că mai erau niște mineri pe la primărie, la primarul Kleiber. M-am dus acolo și bineînțeles că l-au rupt cu bătaia pe săracul Kleiber și pe mine m-au luat cu japca, că Mărășescu cu ei, că după aia am aflat de la unul dintre ei. Mi-a spus că sunt 40 dintre ei, că unii nici nu-i cunoșteam cine sunt. Că pe Valea Jiului știam. Erau securiști. S-au dus în gară la Petroșani și au luat 4 vagoane cu locomotivă și m-au dus și m-au cazat cu ghilimele de rigoare la polivalentă. Și revenind, iarăși unul cu care nu se știe, pe mine m-au iubit foarte mult craiovenii, încă de vremea lui Ceaușescu, și acum. Eori, scuză-mă, eu aveam un prieten în gara Craiova, inginerul Mâncu, Dumnezeu să-l ierte, care a murit. El a decuplat curentul și alea 25 de vagoane, deci 14, 7 și 4 cu mine, au fost oprite în gara Craiova că s-a decuplat curentul și n-am ajuns cum a vrut tovarășul Iliescu și cu tovarășul Roman pe 13 iune ca să cadă beleaua pe noi. Înțelegi? Și am ajuns pe 14 când comunicatul pieții Universității Maria Muteanu ce spune? În dimineața zilei de 14 iunie 1990, fenomenul piața Universității a încetat, da? Deci nu mai era piața Universității în 14 iunie. Pardon, nici 15. Despre ce vorbim? Ca să păstrăm adevărul istoric și ca oamenii să înțeleagă ceva, Ion Iliescu în acele zile a cerut ajutorul tuturor ca să păstreze fenomenul democrației în România. Tuturor. Oricine putea apăra democrația în România putea să facă acest lucru. Atunci minerii, o parte dintre ei, cum spuneți dumneavoastră, au venit către București. Mai târziu, Ion Iliescu, într-o apariție publică, de aici și implicația minerilor, a mulțumit public minerilor pentru că ei au făcut curățenie la piață. Deci, puneți că nu au fost implicați minerii. N-au fost. Președintele țării de la acea vreme, Ion Iliescu, a mulțumit public minerilor că au făcut curățenie și vă reamintesc că atunci oamenii au murit și au fost sute de victime. Nu e adevărat. Deci, când a zis Iliescu la balconul guvernului, domnul Cosma și minerii să meargă în piață în Iliescu să facă curățenie. Unde era Cosma și minerii? Nici nu eram în București, ce nu pricep. Dar dumneavoastră... Unu, doi, lasă-mă să termin. Doi. Tot timpul i-am cerut generalului Dan Voinea, șeful procuratorii militare, perioada anchetei, să dea ceva cu mine și cu Iliescu și cu Roman. Și da. Să-l dea pe Cosma, ceva cu Cosma. Știi cine l-a turnat pe Cosma la generalul Voinea? Că trăiește, trebuie. Știi cine l-a turnat pe Cosma? Mirun Cosma, eu m-am turnat pe mine. Ei n-aveau nimic cu mine, n-ai înțeles. A spus nimic. Sau nu în București în anii 90? Deci eu am fost pe 14, ce nu pricep, când nu mai era piața Universității, vorba lui Tatulici. Ăia care au venit mineri au plantat panseluțe la Intercontinental. Păi nu mai era piața Universității. Și totuși acum în dosarul redeschis, în care sunteți încă anchetat, dumneavoastră alături de Ion Iliescu, sunteți anchetați. Și da, alături de Peter Roman. O altă minciună ordinară. Stai să spun. Deci de-a lungul vremii. Spune și mie cum e condamnat Cosma de subminarea puterii de stat când... Domn Goroz, în dreptul penal, spune clar cum învață toți studenții și acum, pentru a exista infracțiunea la elementele constitutive ale infracțiunii, pentru a exista infracțiunea de subminare a puterii de stat, trebuie să existe minim 3 persoane. Care sunt alea 3 condamnate în în septembrie 91? Și e o întrebare logică. De ce n-a fost condamnat de Țărănistu, Drogangiu, de Constantinescu, că scrie la mine rechizitoriu, că te-ai ocupat de trafic de droguri?
A scris procuratura, nu eu, vă arăt rechizitorul. Revenind la anul 90. De, revenind, ăla care l-a pus pe criminalul Roman, președintele Senatului, mă, care era cu piața universitară. De ce nu m-a condamnat pentru iunie 90? Pentru ce m-a condamnat pe mine Constantinescu? Pentru că am schimbat guvernul criminal Roman, mă? L-a apărat pe Iliescu și Roman? Pentru anii 90. Pentru minerierea din 90. Da. Dumneavoastră nu a existat nicio mineriadă. Dumneavoastră asta a voastră. Au existat evenimente sindicale, spune Națiunile Unite. Și atenție că încarc legea. Deci eu sunt prin rezoluție care e ratificată fiind e lege în România. Și dumneavoastră cumva vă considerați o victimă a ceea ce s-a întâmplat. Eu nu m-am considerat că nu sunt genul de om care să mă victimizez. Dar aveți un document care vă atestă o victimă. Eu mă consider un om care mi-am făcut datoria față de poporul meu și față de cei pe care i-am apărat, membrii mei de sindicat. Dar acum dumneavoastră aveți un document care vă atestă ca victima evenimentelor, nici de cum. Da, dosarul, eu vă spun tot, că le știu, toate, urmăriți dosarul 6444 per 2010. Dar urmăriți, scuză-mă, sunt victimă la CEDO, pe ce? Pe manipulările lui Jegola de Iliescu, toate minciunile care vi le-a zis Iliescu. Iar acolo, la expozițional, pe numele lui Dumnezeu, că și-am rămas șocat, erau 15.000 de oameni, păi în cap 15.000 de oameni, în trenuri, în 25 de vagoane, iar eu eram cazat cu cantona cu minerii la polivalentă, nu la expozițional. Și când a venit tot și Iliescu, și acolo ăia, care erau mineri, cică, știi cine erau? Deci, Bacău, județul Bacău, unul care după aia a ajuns ministru, că nu mai am aminte cum, o să mi-aduc aminte, ministru învățământului, așa, a luat de la onești, de la mineri, tot ce aveau, lămpi, chestii, nu știu ce, după aceea Prahova, după aceea Alba, zona minieră, au luat de la ăștia munci, au adunat membrii lor de partid de la FSN și au adus la București, ai înțeles? Fără asta n-a văzut nimeni. Înțelegeți? Și bineînțeles că salopete nu le-au mai luat de la mineri, că sunt altfel, au luat de la IMGB. Pentru că managerul la IMGB e director, deja e închetat. Dar revenind, stai, ca să termin. Era să-l bat pe generalul, nu-i dau nume, la procuratura militară. Și pe declarația mea, în legătură cu iunie 90, și acum, dosarul e la reanchetare. De ce? Pentru că a venit adevărul lui Cozma. Eu am spus tot, n-auzi, am spus tot, și ăla și ăla. Păi vrei să spun, știi cine a spus Liga Studenților și Facultatea de Drept cu armata îmbrăcată în salupe de la IMGB? Știi cine? Cumnatul lui Petre Roman, Cuchi Borislavski. De ce nu vorbiți, mă, de el? Păi sunt probe, eu am dovedit asta. Și au început să vină probe, tot ce am spus eu s-a adeverit. Că vorba lui Voinea, nici Maria Munteanu, înțelegi, n-a declarat, care și ăla, omul lui Măgureanu. Păi eu când am scris, l-am prins pe 14 iunie, repet, pe Măgureanu la arhitectură, peste drum de universitate. Ei aveau înțelegerile, că a ieșit atunci la universitate, nu știu ce, să-l bată minerii. Care mineri? Să vezi ce ilegalitate au făcut acum. Procuratura ministerială să-l bată. Pe declarația mea, când m-a pus să o semnez, unde scrie inculpat, am șters și am semnat. Peste tot declarația mea, dacă vezi, la procuratura militară. Pentru că am călcat legea și după aia ăla îmi spune mie că-s prea deștept, ca să nu-mi dau seama de ce. Și să citesc cu atenție ce a scris. Da, a scris la final, cu aplicarea articolului 5. Știi ce spunea? Articolul 5? Aplicarea legii cele mai favorabile. Deci eu, cu suminarea puterii de stat, puteam să omor tot Bucureștiul. Ce piață universității? Genocidul e mai mic decât suminarea puterii de stat. Vrei să pricep? Înțelegi tu, da? Eori, indiferent și acum, dacă aș fi condamnat pentru că am omorât tot Bucureștiul, tot suminarea e fapta cea mai mare. Și se contopea și la revedere. El, ca să nu spune că m-a favorizat pe mine, așa, m-a făcut inculpat. În condițiile în care, repet, am călcat legea, pentru că fii sigur că curând vor răspunde, pentru că eu tot aștept să se judece iunie 90. Vreau să zic. Și am avut curajul când s-a judecat la Tribunalul București, pentru că în alta curte n-avea sală. Când s-a strigat în sala aia arhiplină, inculpat Ion Iliescu, inculpat Petre Roman, nu știu ce. Când s-a strigat, inculpat Miron Cozma. De ce nimeni din sală n-a zis nimic? Păi din sală revoluționari, toți știau cine sunt eu. Păi eu am medalii de aur și două diplome de revoluționar. Date una de Dan Iosif, vreau să-l ierte, că mor chiar dacă a fost și el un ticălos, sluga lui Iliescu, și Bebe Ivanovici, care e paralizat, am înțeles, să-i dea sănătate. Da? De ce n-am luat nimic de la Iliescu? Păi mă duci, mă scui până oglindă. Eu sunt om de principii și toată viața mea am luptat pentru dreptate, adevăr,
și corectitudini. Toată și n-am luat nimic de la Revoluție. Vi s-a reproșat cumva această legătură cu Ion Iliescu. Dar n-a existat niciodată, ce nu pricep. Dar cumva evenimentele puse unul lângă altul. Și în 91, în 91, nu am vrut să-l împuși la Cotroceni. Deci la Cotroceni și la guvern, atenție ce spun, spune procuratura militară. Și Dan Voine a zis la un post de TV, vrei să spun postul? De față cu mine, în studio, la B1 TV. Îți arăt dacă vrei, îți trimit să vezi ce spune Dan Voine. Când eu am zis și am întrebat, și așa întrebare, de ce nu anchetați cei care mi-au împușcat minerii cu gloanțe de război, 762, 48 de mineri? Zice Voinea, nu, domnul președinte, 54 au fost împușcați. Deci Voinea confirmă că mi-au fost împușcați minerii cu gloanțe de război. Și eu am expertize balistice, ți le aduc. Gloanțe extrase din corpul. De ce nu anchetează nimeni? Dar totuși se spune că Ion Iliescu v-a chemat. Mai mult, n-auzi, el a organizat venirea cu, ți-am mai spus încă o dată, iar în februarie la fel. Păi, Gelu Voican Voiculescu n-a fost în balcon la primăria Petroșan cu AKM-ul pe el, pe spate. Dar de ce nu stă în picioare că a organizat venirea și lucrurile au scăpat de sub control la București? Nu au scăpat niciun, nu, n-auzi. V-a chemat sau nu Ion Iliescu nu. 91? Nu, nu. Deci, în prima etapă, Iliescu a făcut un mesaj pentru întreaga țară să vină să, așa, să rezolve problema pieței universității, dar el, repet încă o dată, în iunie 90, repet încă o dată, vezi că îți dau nume din dosar, și nu a trebuit să dau, dar îți dau. Nu mi-e frică nici de procuratura, nici de genii. Mi-e frică de Dumnezeu și atât. Eu spun adevărul. Colonelul Tache, care după a devenit general, colonelul Florescu, care după a devenit general, securistul Cămărășescu, Cornel Burlec, ministru adjunct, s-au ocupat de mobilizare la Petroșani. N-au și am fugărit eu. În prima etapă de acolo, de la Cominatul Miner Valea Jiului. Și după aia m-au luat cu japca la primărie. Vă rog, domnul Cosma, suntem în anul 91. Da. Explicați-mi și mie cum reușiți, fără fonduri financiare imense, să aduceți de la sute de kilometri, fără ajutor, în același timp, atâtea resurse umane de acolo, de la Petroșani, la București. Deci, explicați-mi și mie cum. În 91, nu, atenție, deci noi am avut niște revendicări sindicale, ai înțeles? Și Petre Roman a căzut în plasa lui Ion Iliescu și nu le-a validat revendicările aprobate de Vătășescu, primul viceprim-ministru al României la vremea aia, în când Roma nu era în țară, era dădea lecții de franceză. Papa. Iar efectul direct a fost că FSN s-a rupt în două, Ion Iliescu și-a făcut propriul partid. Imediat după. Să-și nu mă interesează partidul. Ca politica să facă sens până la capăt. Da. Dar explicați-mi cum reușiți să ajungeți la București cu atât de mulți mineri. Explicați-mi doar. Deci, pe mână la vremea aceea cu Iliescu a fost un alt jec politic, Traian Băsescu. Păi spun adevărul, mi-e frică să spun adevărul. Eu am hotărât, pentru că, haideți să vă mai spun un lucru esențial. Deci, legea, ca să spun iarăși, ca să vedeți, de ce Cosma a venit cu minerii la București? Și de ce Cosma a respectat legea? Legea 15, uitați-vă din 90, legea sindicatelor, spune clar, pentru a avea sindicat la nivel național, trebuie să ai sediu în București. Pardon, spune legea, nu spun eu. Și normal, eu mi-am făcut Confederația Sindicatului Minerii din România, nu? Că după aia am făcut Convenția Minerilor Creștine Democrată Sfânta Varvara, cu sediu în București, da? Confederația, da? Liga Bun. Valea Jiului și Confederația la nivel național. Legea 13 acum, legea partidelor, legea conflictelor colective de muncă, știi ce spunea? Te obliga ca să vii, să faci marșuri și mitinguri când aveai sediu. Păi mă obliga legea să vin în București să mă marș și mitinguri. Numele Dumnezeu, trebuie să respect legea. De am venit la București. Pentru că Roma nu a aprobat revendicările, da? Le-a anulat, adică, de fapt, că erau aprobate de guvern. Și atunci a trebuit să vin la București. Bun. Când am ajuns în gara Petroșani, înțelegi? Băsescu era ministru. Cine v-a dat m-a chemat la telefon, a venit șeful de la gară, m-a chemat, am vorbit cu el și i-am spus că vrei, că nu vrei, îmi dai trenuri, că nu-mi dai, eu ce toate trenurile care mi le opresc, înțelegi, plec la București cu ele, înțelegi tu, dar ești obligat să-mi dai, pentru că, exact cum a spus de legi, legile astea, înțelegi? Și el îmi spune, da, sigur, îți dau trenuri, niciun fel de probleme, dar le plătești. Și am zis, da, deci mi-a aprobat Băsescu trenurile. Și le-ați plătit? Nu le-am plătit, că mi le rețin și acum. Păi nu, că nu m-au lăsat să le plătesc. Pentru astea plătiți acum. Da, pentru păi, trenurile astea. Atunci,
Nu m-au lăsat să plătesc, ai înțeles? De ce nu mi-au reținut banii cine atunci? De ce nu mi-au reținut banii 91? Cine i-a hrănit pe mineri aici? De ce să-i hrănească pe mine? Tu crezi că minerii aveau nevoie să fie hrăniți de bucureșteni? Vezi de treaba ta. Dar cine s-a îngrijit de ei aici? Trebuiau... S-a ocupat, într-adevăr, într-o perioadă, unul care mai aducea de la FSN, pe acolo, pe la polivalentă, mai aducea mâncare, dar eu nu prea am sotit pe mineri să mănânce, că n-aveam credit. Pe ce? Noi n-aveam bani, aveam oameni care se duceau și cumpărau de la magazine din zonă. Deci din banii sindicatului. Ce? Din banii sindicatului s-a făcut operația. Și ai lor, personal. Dacă sindicatul, repet, urma să plătească transportul, cum mă așteptam, să vină hârtia de la Ministerul Transportului, să plătesc transport. Dar ce interes ar fi avut un miner din Valea Jiului să vină să investească banii proprii într-o acțiune împotriva lui Petre Roman la București? Bine, ai zis, erau revendicările. Ce nu pricep? Revendicările minerilor erau. Noi luptam între revendicările noastre. La vremea aia, erau tot felul de revendicări care erau cu specific profesional mineresc. Înțelegi? Nu erau... Nu cerea luna de păceri, nici mobila Carpați, cum am zis, al lui Roman, care el a luat-o, sunt convins, că au dispărut din guvern. Păi minerii n-au intrat în guvern, că e dovedit științific în 91. A intrat Cozma, da, și cu Loiș, Dumnezeu să-l ierte, care a zis la balconul guvernului că această țară și această clădire nu mai are guvern, da? Atât, dar minerii n-au intrat în clădirea guvern. Ca să nu mai zic, au fost împușcați acolo doi oameni nevinovați. Nevinovați. De la etajul 3 de la guvern. Pardon? Păi erau cu mine în stradă. Nu i-am pușcat minerii. Crăinicianu și Frumușanu. Da, mi-a asta. Au fost împușcați. Un student și o doamnă. Am fost împușcați mărturile... de la etajul 3. De ce nu sunt condamnați aia? Și un soldat în clădirea, în interiorul guvernului, nu știa să folosească. Le-a lăsat atunci pe tarte și nu știu ce și a explodat în față și a murit. Că a murit în clădirea guvernului ăla. Nu i-a explicat șefii lui cum să folosește petardele acelea odată. Deci cumva dumneavoastră nu simțiți nicio culpă pentru morții din aceste mineriade? N-am nicio legătură cu acești morți și nu mi-am dorit morți. Și nici pentru cu victimele. Vrei să spun? Și la Costește 99 trebuia să omor 3.000 trupele speciale, Baul, Pucidiasu. Trebuia să-i omor, i-am încercuit și am fost condamnat pentru asta. Pardon? Am fost condamnat în dosarul din 99. Nu numai de subminarea puterii, încă 35 de ani în total, 15 plus încă 20, da? Inclusiv pentru asta. Și nu i-am omorât, că Dumnezeu mă iubește și nu m-a lăsat niciodată să omor oameni. Și eu n-am morți pe conștiință. Dar acum vă spun eu, spune că ajung președinte, sunt pregătit și de război. Dar în 90... Cum zic sereiștii? General, am declarația unui general. Nu mai votează popor, nu mai votați voi, mă, ca popor român. Ăștia să votează ei în instituțiile lor. În 2019, când am candidat la președinție și am strâns 311.000 de semnături, oamenii mei n-au văzut nici pe oamenii lui Iohannis, nici pe lui Dăncilă să strângă semnături prin orașe. Nu i-au văzut. Dacă e așa, eu candidez legal, pentru că am să-ți răspund tot eu, când nu mi-ai răspuns la întrebare. În 2014, la intervenția instituțiilor internaționale, deci CEDO, Națiunile Unite, Acordul Internațional al Micilor și Popoarelor, Comitetul Internațional contra Represiunii și alții, inclusiv Uniunea Europeană, da? Au scos din codul penal, atenție, ca să nu vedeți, subminarea puterii de stat, că e ilegală, comunistă și anti-europeană, și m-au reabilitat prin lege. Pardon? Prin noul cod penal din 2014 m-au reabilitat. Dar asta nu înseamnă că ceea ce s-a întâmplat nu s-a întâmplat. Poftim? În 99, de exemplu, mișcarea sindicală, protestul, este una. Haideți să mergem în 99 la Costești. Protestul este una. Ce s-a întâmplat la Costești? Asemăna mai degrabă cu o bătălie. Vă aduceți aminte acele imagini că le-ați trăit. Una este protestul și alta este... războiul. Erau imagini ca de la război. Păi da, era război. Vrei să spun? Citește, îți dau primul ministru. A scris o carte. Bun. Cursă pe contrasens, am tine primul ministru. Știi ce spunea? Păi la... În zona Vâlcea, în județului Vâlcea, lângă zona Costești, era trupele armatei cantonate cu tancuri, taburi și mitraliere. Pardon?
Constantin Scala a dat ordin să se tragă în populație. Și nu mă crede. Șeful poliției de la Vâlcea, la momentul ăla, și-a depus demisia și a zis că el nu trage. Când i-au cerut Constantin gașca lui să tragă în mineri și în civili adunați. E, n-a vrut, și asta e declarația șefului poliției, pardon. Iar, repet, de ce nu a fost condamnat Constantin Scala a dat ordin să tragă în mineri și în ăsta, în civili? De ce? De ce scoți armata în stradă? 91, Roman Cuiliescu. V-au scos împotriva mea armata. Ce vedeți în guvern? Că toate televiziunile nu dați nimic cu 90. Decât îi faceți publicitate toți și Iliescu. De ce nu dați, mă, cu mine și cu minerii? Nu cu aia care IMGB face ordine. Nu, crede... dați, nu mai scuză-mă, numai 91. De ce dați, mă, cu 91 în contul lui 90? Când eu eram îmbrăcat mineri, minerii nu erau erau la gara Băneasa, nu la gara de nord, ca iunie 90. Minerii pe care ferați la gara Băneasa. Tancurile, taburile în fața guvernului, etc. Dar nu dați 91, dați 90 dacă aveți, dar n-aveți. Și totuși, violențele nu sunt de uitat. Dar violențele au provocat ei, ce nu înțelegi? Iar la Costești. Spune și mie. Cunoști Constituția? Teza acum, articolul 25 din Constituție. Și ce spune? Circulația în România e liberă, da? Păi cum e liberă, bă, când avem iar Băsescu? A dus stabilopozii la Costești, i-a pus și a blocat drumul național. Păi tu dacă vrei să te duci la Târgu Jiu, de la Vâlcea, nu puteai să te duci. Ți-a încălcat un drept constituțional chiar. Pardon? Ei au încălcat legea. Ei au pus stabilopozii, ei au scos armata și ca să te amuși, să amuze toată lumea și vă rog să nu mă credeți, dar să vedeți la televiziunea națională. Îmi place să zic asta. Am bătut la, ca să le arăt, că-s mai deștept ca ei, am bătut 20.000 de milițieni, că pentru mine sunt încă milițieni. Băi, polițiștilor care vreți să fiți polițiști, nu uitați că el, cetățenii vă plătesc, nu hoții din conducerea statului. O să fiți polițiști, o să fiți polițiști, înțelegeți, când o să luptați pentru popor, nu pentru hoții de la conducerea țării. La ora asta sunteți milițieni, iar eu la Costești am bătut 20.000 de milițieni cu pisicile. Cum cu pisicile? Nu vor să facă nici la alii cu mine. Am bătut 20.000 milițieni cu pisicile. Uite, televiziunea națională, Mineada din 99, au făcut dosar România, film documentar, că s-ar putea să-i dau în judecată pentru cultura lor generală. Cosma Ibren l-au simt. Nu aveți voie să vorbiți despre Cosma fără acordul lui. Înțelegeți? Și s-ar putea să dau televiziunea națională în judecată. Ce v-a deranjat din acel documentar? Ce? Ce v-a deranjat din documentarul de acolo? Păi l-ați băgat pe Crețan, dar și Crețan a avut curaj să spun. Un trădător sindical l-a băgat pe Crețan, spune el, cum a fost cu pisici. Înțelegi? Și, repet, la mine au venit în 2000, la Rahova, când m-au rearestat, la Rahova și când le-am zis că am bătut milițienii cu pisici, i-au zis că-s bolnav psihic. Și acum au făcut film documentar cu mine. Și e dovedit științific, că scrie procuratura militară. Vă citesc din rechizitoriu. 19.000. Nu cum spune jegurile la strategia națională, că au fost 20.000 de mineri. 19.473 de polițiști, jandari, Dias, Baul, trupe speciale, au fost învinși de 7.136 de mineri. Nu spun eu, spune procuratura militară. De unde 20? Pentru că jegul ăla de Constantinescu, un alt jeg, cu Radu Vasile, dar și cu Victor Ciorbea, record mondial neegalat în minerit au disponibilizat. Când eu ți arăt scrisoare către mineri, că l-am pus candidatul la președinție, Constantinescu. Ți-o arăt să vezi, că l-am pus să scrie. Să pună ștampile, să parafeze. Înțelegi? Scrisoare către mineri, că va retenoliza, că vremea aurii a trecut și nu știu ce. Record mondial, i-a plăcut tare mult jegula de Ciorbea, să spună, disponibilizarea minerit. Din 43.000 de mineri, nu angajați. Compania Națională a Uilei, la vremea aia, mi-a disponibilizat 30.000 și am rămas cu 13.000, da? Păi de unde 20.000, mă, dacă eram 13.000 toți? Am luat 7.000 și 7.000 a trebuit să-i țin să asigur locurile de muncă. Și cu 7.000 am bătut 20.000 de milițieni. Domnul Cosma. Și încă un lucru vreau să spun, că asta e iarăși foarte important. Foarte important. Eu am făcut primul sindicat al poliției în România. Ați auzit poliția? Și luați de la mine indexări. Întrebați-l pe Jeculică, fostul șef al poliției de la Slatina. Că el am pus lider de sindicat. Luați indexări lunare trimestrial, că eu am inventat coșul zilnic în 92 cu Stolojan la sala Senatului, poliția de acum. Eu am inventat, da? Și eu vă dădeam indexări lunare trimestrial la toți bugetarii, învățământ, sănătate, poliție, ministerul, justiție, angajați, etc. la stat, angajați plus mineri și voi vă bateți cu mine, mă, înțelegi? Miria de la Costești este năbușită, dar în același an, după 8 ani de judecată, primiți prima decizie din partea instanței, dar pentru violențele din 91, mergeți
în pușcărie, practic. Vă aduceți aminte prima condamnare, unde erați când ați primit decizia? Vă aduceți aminte arestul? Îmi dai voie să, acum să-ți mai spun un lucru și scuză-mi lipsa de modestie și vă rog să mă scuzați. Nu spun eu, citesc din Cristian Tudor Popescu. Și scrieți Cristian Tudor Popescu. Dacă Cozma, Mirion Cozma vrea niște trupele dată, nu-l arestau. Eu mă prind de fiecare dată. N-ai auzit, mă? Eu am venit în 2005 de la Paris să fac pușcărie până în 2007. Păi cine vede? Când eu aveam, pe legea extrădării, eram ca președintele oricărei țări. Veneam în Ungaria și le făceam cu mâna la autorități și n-aveau dreptul să mă aresteze. Pardon? Înțelegi? Eori. Unde erați când v-au arestat? Eu m-am predat. Eu m-am predat de fiecare dată. Și la, depinde, 91, eu m-am dus și m-am predat. La procuratură, eu m-am dus. Nu, vorbesc de anul 99. În anul 1999. Da, repet, în 91 n-au vrut să mă aresteze. Când mă aresteze, așa, când erau, repet, înțelegerile lor. Nu, în prima dată m-au arestat pe 10 ianuarie 1997. Eu m-am dus la procuratură, la fel. Că am înțeles că s-a deschis dosar, i-am zis, eu sunt om care respect legea și nu vreau să mă... să se spună că voi sunteți în stare să ziceți că n-am vrut să mă predau și așa mai departe. Și am venit, dacă sunt probleme, și da, și m-au arestat. De 10 ani în 97. După un an jumate de arest preventiv, m-a scos Dumnezeu, țucui gura lui, cum să zice, la noi, la final de mandat penitenciar, 1 decembrie, ziua națională. Dar, deci, 10 ianuarie 97, 9 iulie 98. Un an jumate de arest. Pentru ce am făcut un an jumate de arest? Câte dosare mi-au făcut? N-aveau pe ce să mă lege, că eu n-aveam casă, n-aveam masă, n-aveam bani, n-aveam face, n-aveam nimic, nici acum n-am. Înțelegi? Eori, revenind, Constantinescu m-a legat de dosarul lui Iliescu pentru că a schimbat guvernul roman. Pardon? Le-a dat ordin lui aia să mă aresteze. Pe dosarul lui Iliescu. Și după arestul preventiv ați mai stat în libertate sau imediat v-au arestat? Cât a după arestul preventiv, după 9 iulie 98, eu, ca de obicei, vreau să văd dacă minerii mai țin la mine și dacă mai sunt cu mine, pentru că dai seama ce s-a întâmplat pe acolo după mine. Repet, așa, am ținut congres și m-au reales lider. Și 99, dar să iau cu început, am avut înainte o întâlnire cu Radu Vasile, 98, așa, la Combinatul Miner Valea Jiului acolo și, bineînțeles, s-a plecat cu ideea de a accepta în mare parte revendicările care veneau, noul contract de colectiv de muncă pe anul 1999, da? Am rămas stupefiat să constat că în momentul în care minerii s-au dus la muncă, au fost două mine închise. Dâlgea, Bărbăteniu, în Valea Jiului, Țebea, la Țara Moților și Anina, închise. Cum mă, fără să întreb sindicat? De Radu Berceanu. De ce nu întreabă nimeni de Radu Berceanu? Radu Berceanu a făcut fals, monedă falsă, cupoane de energie, că și mi-a spus ajunctul lui. Le semna numai el și lua o grămadă de bani și pagă și făcea monedă paralelă. Revenind, Radu Berceanu a închis cele patru mine de care vorbesc și automat, normal, eu ca lider sindicat eram obligat să-mi protejez oamenii, nu? Și atunci, conform legii, am făcut grevă, da? Și n-am plecat la București. Cu toate că atunci, într-un fel, hotărâsem totuși că dacă din 4 ianuarie până în 2 săptămâni, am zis cel puțin, nu vine nimeni să vorbească cu noi și nu ni se aprobă revendicările, plecam la București pentru că eram obligat prin lege. Legea conflictului colectiv de muncă mă obliga să mă la București, nu să fac marș și meeting. E ori, înainte de asta, un eveniment frumos, ca să vorbesc de costumul ăsta. Între alte lucruri, Revelionul 98-99, când am ieșit din închisoare, atunci în 98, unii administrații știau ce să-mi fac. Un prieten de-al meu foarte mi-a făcut costumul ăsta gratis, făcut de mâna lui, a ținut el și îl salut și pe el și pe familia lui. Și revenind, eu mi-am luat, adică, nu știți, un mare europarlamentar grec a făcut urât de tot când am fost arestat în... Și nu eram Uniunea Europeană, în 97. Urât de tot în Parlamentul European. L-am căutat, că nu-l cunoșteam, și l-am găsit în insulă Rodos, am vorbit cu el,
Așa, m-am dus și mi-am lăsat familia, am zis, din respect pentru tine, pentru că m-ai apărat, așa, am încredere în tine și îmi las familia prin asta, pe nevastă mea și pe fiul meu acolo, la, în insulă, în Rodos, și i-am predat, așa. Nu spun că am făcut și o zorbă acolo, de rebelion, și la două dimineața, deci 98-99 dimineața, am plecat fără să știe nimeni. Am plecat, mi-am lăsat mașina în aeroport la Otopeni, deci știți, am luat din insulă până la Atena un avion, după aia din Atena așa, mi-am luat și m-am sus Valea Jiului. Presa, știți ce ziceați voi presa? Că e dublura mea. Da, și eram eu și din, repet, am, din când am declanșat pe 2, am stat ca în ideea că ni se vor aprova revendicările și se vor redeschide minele, nu s-a acceptat și atunci, normal, conform legii, trebuie să vin la București să manifestez. Și am venit la București și ei m-au blocat la Costești, acolo, cum am spus, încălcând legile, inclusiv legea sindicatelor, așa, legea conflictelor, Constituția României. Și, bineînțeles, am ajuns în situația în care a trebuit să ne batem cu ei, pentru că ei au sărit să ne bată. Și de la Costești, cât ați mai stat în libertate? Păi, de la Costești am mers și am făcut înțelegerea de la Cozia, la Cozia, Radu Vasile. Care ați mai stat liber cât? Care n-a fost respectat, poate? Cât ați mai stat liber după? Păi, după ce minerii au ieșit din nou în stradă, eu n-am mai vrut, pentru că am, eu sunt de onoare de cuvânt, am semnat la Cozia și n-am mai vrut. Dar Constantinescu m-a condamnat, repet, pentru 91, și trebuia să fac 18 ani de închisoare, de 15-162, spune, din codul penal, 15 maxim și cu 3 ani sportul de contopire, 18 ani, da? Acum minerii au explodat și au plecat fără mine. Pentru că vrei să spun, și o să regret toată viața. Toată viața o să regret că n-am condus din nou, eu. Pentru că, în primul rând, n-aveam ce să căutăm la Soinești. Ce să căutăm la Soinești? Să ocolesc 108 km, drumul de la Petroșan la București, ce trebuie să fiu tâmpit. Eu, ei s-au dus, eu nu am, eu nu sunt laș, am mers cu ei, dar le-am spus, eu nu conduc. Și au decis fiecare cum au vrut. Și acolo, bineînțeles că mi-au omorât oameni. Că i-am zis lui Dudu Ionescu la Canal D, la România TV, pardon, i-am arătat că a zis că-s mincinos, că n-au fost omorți oameni la Sănești. Păi am actul de deces, așa, de la Sănești, de primăria Sănești. Deci mi-au omorât oameni și eu nu i-am omorât la Costești. Și cu toate că uneori mai stau și mă gândesc și îmi cer iertarea Dumnezeu să mă ierte, că am regret că n-am făcut. Ori, iarăși, acolo la Stoienești, eu m-am predat. Vrei să spun că mă căutam? Dar adevărul e că mă tot schimbam. Îmi schimbam aine, că știam că mi-au promis că mă împușcă, că și dacă ascultați balada lui Cosma, urmăriți-o pe net, balada lui Cosma, vedeți ce zice. Din elicopter striga tare la Cosma, dă-te bă Cosma legat să nu mori împușcat. Și eu le zic, nu-s femeie cu năframă, să mă dau de bună seamă, eu-s venit cu fruntea lată, nu mă dau pe voi o ceată. E ori. Mi-a prins că mă pușcă și atunci îmi schimbam hainele la mine și eram, nu, trupele speciale nu m-au găsit. Și m-am dus la Soinești și m-am predat la trupele speciale. A fost greu în pușcărie? Da, păi un an jumate m-a ținut marele avocat, generalul Pavel Arroyo, vrește statul de drept, m-a ținut un an jumate aproape pe Katanga, unde l-am urmărit pe dezidentul Ursu, pe întuneric să stai. Păi stai tu o săptămână în întuneric, să vezi, reziști? Cum am rezistat? Da, o știi nimic, eu am făcut Aikido din 93. Și Aikido, iarta eliminării interioare, că la bătaie mă pricep de copil, cum am zis. Ori, revenind însă, acolo au încercat să mă moare. Mi-au băgat prima dată pe Marian Clită, zis Biță, care l-a omorât pe dezidentul Ursu. Și acum, adică acum, idiotul a făcut omor în Norvegia. Ce v-a ajutat să treceți peste anii închisorii? Poftim? Ce v-a ajutat să treceți peste anii închisorii? Dumnezeu în primul rând care mă iubește. Bun, eu. Că știi, la Rahova, știi cum îi ziceam la Dumnezeu? Știu că nu m-ai băgat în pușcărie să mă pedepsești. Știu că m-ai băgat în pușcărie să cunosc totul despre oameni, să ajut oameni. Pentru că Monica Macovei, jegoasa asta, care a uit un biker la Constanța, care a lovit, pardon, vă vorbește, nu știa Constituția în 99? Păi a apărut Constituția 91. Dar la articolul 20, aliniatul 2, din Constituție se spune clar, dacă în România sunt legi care contravin legii internaționale, deci drepturile omului, se aplică legea internațională. E o legea internațională era drepturile omului, unde erau drepturile minimale ale deținuților. Și eu am scos zeghe, eu am făcut tot în pușcărie. Știți ce nu înțeleg oamenii?
Dacă dumneavoastră și Ion Iliescu n-ați avut nicio legătură, de ce dintre toți oamenii de pe lumea asta, el era singurul care și-a dorit să vă grațieze? Da, pentru că finaliza mandatul și știa frică de mine. N-auzi, eu am vrut să-l împușc în 91 și 96. Acum m-a mai provocat. Păi în pușcărie crezi că nu ne trimiteam semnale? Păi vrei să spun un lucru? În pușcărie, în 11 ani, dacă vreau, vă omoram toți conducătorii. Toți! Păi cu mine era mafia siciliană, mafia chineză, mafia arabă, mafia rusă, mafia ucraineană, toți erau cu mine. Și eu eram șeful pușcăriilor în România. Eu eram șeful. Și deci puteam să-i omor pe toți dacă vreau. Dar varianta că cumva amândoi aveți secrete de împărtășit este una de luat în calcul. Eu cu jegul ăla, ce secrete am eu? N-auzi, eu am spus tot. El minte și acum. Înțeleg? Dar de ce și-ar fi dorit să vă grațieze? Ce? De ce și-ar fi dorit? Pentru că făcuse în 7 ani și a zis că ajunge. 7 ani de închisoare. Înțelegi tu? Și finaliza mandatul. De ce nu m-a grațiat la început de mandat când a ajuns din nou președinte? De ce? De ce la final? Pentru că n-auzi, le-am promis că eu mor pe toți. Și cum m-a grațiat? Păi ce spune legea? Păi trebuie să semnezi tu grațierea, da? Păi am semnat eu grațierea? O glumă prostă. Știi cine a semnat grațierea? Nici rudele mele de gradul nu că le-am dat voie. Avocatul Corneliu Vadim Tudor, Dumnezeu să-l ierte, cu toate că și el a fost un ticălos, că și el a spunea spre mine că-s vicepreședinte la el în partid, când era în închisoare. Și am interzis dreptul de alegeri și de a fi ales. Cum să fiu vicepreședinte la PRM când eu n-aveam dreptul legal să fiu? Ori, ăl a luat pe avocatul lui, Viorel Dumitrescu, l-a trimis la sindicat și de la sindicat de la mine, de la Ligă, eu în pușcărie a luat 300.000 de dolari, 150.000 de dolari pentru cercetarea penală și pentru cercetarea judecătorească. Scuză-mă, a făcut și bani de campanie, da? Înțelegi? Și Viorel Dumitrescu, fiind delegat de către Liga Sindicatului Miniere Valea Jiului, avocatul nostru al liderilor, al meu, al lui Ciontu, al lui Loiș și așa mai departe, a semnat în numele nostru. 24 de ore a stat liber? Nici 24 de ore. Câte? Păi vreo 12 ore. Ce ați făcut în 12 ore? M-am dus la Timișoara, noroc că am apucat să-mi văd, să-mi salut fosta nevastă și copii. Și m-a legat de lângă fiul meu. Și cu ce drept? Iliescu a încălcat legea, știi? Cu ce drept? Nu există, spun... Scuzați-mi lista de modestie, eu sunt doctor în lege. Nemții, Societatea Internațională pentru Drepturile Omului de la Frankfurt mai din Germania m-au ales președinte pe drepturile omului pe România. Dar interimar, că eu n-am vrut deocamdată să fiu. Am fost în prima etapă consilier, purtător de cuvânt și după aia m-au zis să mă fac președinte și n-am vrut. Eu știu legea. Nu există în România, să-mi spună mie, un om de lege, există legea revocării. Cum a revocat Iliescu grațierea? Ilegal! Pentru că l-am făcut cârpă ca KGB-ista la Rahova când am ieșit. Dar când ați ajuns din nou în pușcărie, ați rămas până la finalul sentinței? Da. Știu că venise sentința și pentru anul 99. Nu, am rămas în final la intervențiile externe, la 10 ani de executat. Și am executat 10 ianuarie 97, 1 decembrie 2007. Deci aproape 11 luni. Deci n-ați beneficiat de nicio grațiere. 11 ani, pardon. V-a mai grațiat cineva până la urmă? Nu. Nu. Nu, n-auzi, am făcut pușcărie în termen. Cât ați făcut până la urmă? Câți ani de pușcărie? N-am fost liberat condiționat. Deci câți ani de pușcărie pentru 91 și 99 ați făcut? În total. Deci, în total, dacă e să iau ca timp 10 ani și 11 luni, dar mă băgau, mă scoteau, dar efectiv, în pușcărie 10 ani. Și ați avut cât de executat? 10 ani. 10 ani? Am avut 18, dar după aia s-a revocat, n-auzi? Și s-a revenit asupra condamnărilor mele și am rămas la 10 ani. Pe lângă pușcărie, pe lângă mineriade, toată lumea a trăit alături de dumneavoastră povestea de dragoste cu Marinela Nițu. V-ați cunoscut puțin înainte de a intra în închisoare. Când ați cunoscut-o pe Marinela Nițu? Deci Marinela Nițu, sper să i-am trimis mesaj, să știi. O să apară emisiunea tine. Gheorghe Gheorghiu, azi de el, nu? Păi eu sunt nașul Gheorghe Gheorghiu, știi? Cu Anca Țurca și eu am căsătorit. Ori, în 1998, când am ieșit, repet, din arest, Gheorghe Gheorghiu a organizat la mare un spectacol într-un restaurant. Și a avut tot felul de invitați. Printre invitați
el a vrut să-mi prezinte mie, și eu eram cu Dana, repet, mama copiilor mei și cu fiul meu, da, să-mi prezinte o femeie frumoasă de la el din Brașov. Și mi-a prezentat-o pe Marinel. Păi vrei să spun? Marinel a cântat pentru mine, New York, New York, melodia aia superbă. Și pe scenă, și după aceea m-am dus la ea, chiar dacă eram cu Dana, la masă, am stat de vorbă cu ea și am hotărât să rămânem împreună într-o relație și bineînțeles că i-am prezentat-o cu Dana. Dar după aceea, 99, m-am dus din nou la închisoare, da, repet. Când am ieșit din nou, în 2005, n-am mai vrut-o și am luat-o pe Lena Kremers, da? Am renunțat și la Lena Kremers, nu vreau să spun că ce am zis. Tâmpenia mai am eu uneori pe-n cap. Și toate că am ținut la toate și toate țin la mine. După aceea am renunțat la Elena Cremă și m-am căsătorit cu avocata, cu Monica Ionescu. Da? Și, bineînțeles, am divorțat și de Monica Ionescu. Divorțat, repet, că eram căsătorit legal cu ea. Și respect familia și părinții ei mă divinizează și acum. Nu spun fiică sau rocăriță și Gabi și acum. Și cu ea sunt relații foarte bune. E oricând ne-am despărțit, Dumnezeu o trimite iar pe Marinela. Cum? Nu știu. Păi sincer, cum v-ați reîntâlnit? Deci, sincer, eu am plecat de la Monica și m-am dus la un prieten de-al meu aici în Mogoșaia, care are un han al boierilor și are cai de sub. Mult mi-a plăcut să stau acolo, între cai. Calul e animalul meu preferat. Și când stăteam acolo, mă sună Gina, soră sa, vezi că a venit Marinela și vrea să te vadă. Și a zis, nu am ce să mai văd eu cu Marinela. Și a venit la mine. Și am rămas împreună și am hotărât până la urmă totul să rămânem din nou împreună. Și v-ați și căsătorit? Nu. Nu. Eu nu mai, după Monica am spus că nu mai căsătoresc cu nimeni. Gata. De ce? Nu-mi place să-mi bat joc, iar cum spuneam înainte, de iubire, de actul de căsătorie. Păi, actul de căsătorie e o chestie sfântă. O să bagi eu, mă căsătoresc, așa, cum vrea mușchii la iubită, cu ghilimele de rigoare, sau mușchii mei. Nu îmi bagi joc de actul ăsta. Dar de ce nu a mers a doua oară? De ce nu a mers a doua oară cu Marinela Nițu? N-a mers, acum eu am mai spus-o și eu nu vorbesc cu de femeile din viața mea, și acum nu pricep. Adică e o chestie de impolitețe, în primul rând, dar ca să nu spun că de ce nu mai e Marinela Nițu pe ecrane și pe scenă și pe asta? De ce? Cu Cosma era dita mai vedeta. De ce nu mai e? Ea e narcisistă. Ea are senzația că e, știu eu, cine e ea. Și nu e, din păcate. Și, dar nu vreau să vorbesc urât despre ea, între viața ei până la urmă. Dar eu trimit prin nepoata ei și prin soră s-a mai trimit mesaje de ziua ei. Și ziua ei e pe 29, iar pe a mea pe 25 august. Ea de ce nu zice măcar mulțumesc, atât mare chestie. Asta e dovadă de lipsă de respect, înțelegi? Doar vreau să vă spun, din vremurile alea, vi se trage și denumirea aia de Luceafărul Huilei. V-a plăcut denumirea de Luceafărul Huilei? Știu că îi trimiteați poezii Marinelei din pușcărie, nu? Nu, n-am scris. Dar v-a plăcut? N-am scris la nimeni poezii. Deci e o greșeală. Deci iarăși interpretare greșită. Atenție, eu ce fac? Fac cu ceea ce... Și de ce vi s-a spus? Creier. Nu mă interesează nici Marinela, nici oricine altcineva. În poeziile mele, dacă există cineva care e nominalizat, unul, e mama copiilor mei, copiii mei, părinții mei și frații mei. Și, și bineînțeles, Adrian Păunescu. În pușcărie am scris 117 poezii, iar afară, în libertate, 548, am 665 de poezii, pardon. Luceafărul Huilei, așa cum vi s-a spus atunci, are frică de pușcărie acum pentru dosarul din 90? Vă este frică că o să ajungeți înapoi după gratii? Pentru că dosarul este redeschis. În dosarul în care este cu Ion Iliescu, Petre Roman, pentru subminarea deci, puterii. Ai înțeles legal. Eu sunt, scuză-mi expresia, doctor în lege. Legal n-au cum. Nu mi-e frică. În ce pușcărie, de ce nu mi-a fost frică? Păi eu am avut curaj să ies în prima zi. Deci prima zi când m-au băgat la Rahova, în închisoare, m-a băgat în camera la Truțulescu, la șeful SPP-ului lui Constantinescu. Și de-aia știu, băi, că fiul tău s-a ocupat cu tine, Dragoș, cu tine, cu de trafic de droguri. Țigareta era perdeaua. În spate, în avion, mi-a zis comandorul Popescu. Erau arme și droguri. Și ăsta la Belgrad, Dragoș lua banii, valizele cu bani. Nu-mi spuneți mie. Înțelegi? Eori, l-am rupt ăsta cu bătaia.
Și a doua zi, și directorul mi-a zis, Florian și-l salut, mi-a zis să nu ies cu deținuții, că mă omoară țigani. Cu 300 de deținuți, cât avea secția 3 la vremea aia, am ieșit în curte? Pardon! Nu mi-a fost frică nici de ei. Regrete aveți, domnul Cosma? Nu, nici măcar de pușcărie, repet. Că știi, am un singur regret în pușcărie. Știi care? Înțelegi că am spus asta. Când m-ați băgat în pușcărie, m-a scut un erou. Înțelegeți? Eori. Pentru asta vă ierd, dar nu vă ierd că mi-ați luat, furat copilăria lui fiica mea. Înțelegi? Păi fiica mea, când eu m-am dus la închisoare, avea 5 ani. Când am venit de la pușcărie, avea 16 ani. Dacă nu vendeam vat, că mă transferam la Timișoara, la pușcărie, ca să-mi văd fata. Am văzut în 11 ani fata mea de 5 ori. Pardon, pe Mirona. Domnul Cosma, vă mulțumim mult că ați venit. Și eu vă mulțumesc și scuze dacă am mai vorbit mai tare, dar te-ai pus pe stânga, pe urechea, că nu prea aud. Puteam să o ținem așa. Vorbesc tare ca să mă aud. Ore întregi. Da. Vă mulțumim mult. Fii sigur. Și e de povestit. Vă mulțumim mult de tot. Ați fost la În Oglindă. A fost un interviu despre un om care, într-adevăr, se va vorbi despre el în istoria României. Cum va fi el creionat? Va rămâne de văzut. Aceasta a fost mărturia lui despre cum vede evenimentele care cumva au impactat o generație întreagă. Vă mulțumim!